Mergem mai departe la InfoEdu și discutăm despre un subiect care ar trebui să îi îngrijoreze atât pe părinți cât și pe profesori și, bineînțeles, elevi, pentru că ei sunt cei care suferă de cele mai multe ori. Este vorba despre bullying și, recent, Asociația Părinților Isteți, recent, adică chiar astăzi, a lansat o aplicație de la care copiii se pot informa despre bullying și este alături de noi reprezentantul Asociației Părinților Isteți. Bună ziua, bine ați venit! Bine ai venit, Monica! Bună ziua! Vreau să discutăm despre această aplicație și vreau să ne spui, în primul rând, cum se numește, de unde poate fi descărcată și ce găsesc elevii acolo. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. E bine informația să ajungă la toată lumea. Este o aplicație gratuită, în primul rând. Se poate instala pe Android și pe iPhone, în aceeași măsură. Se găsește în Google Play și pe App Store. Se numește Educație fără bullying și este făcută special pentru copii, părinți și profesori, pentru că bullying-ul îi include pe toți în acest subiect. E nevoie de, în realitate, de colaborarea tuturor, pentru că acest fenomen să se diminueze, noi sperăm diminuare și poate la un moment dat chiar să scăpăm de el. Ce informații vor găsi elevii acolo? Elevii vor găsi clipuri făcute așa de copii pentru copii, pentru că așa a ajuns la sufletul lor, prin care ei află cam cum ar putea să se protejeze. Vedem și imagini chiar din aplicație. Exact, mulțumesc. Găsesc informații despre ce înseamnă bullying-ul, cum pot face să prevină, cum pot acționa dacă sunt martori, pentru că martorii sunt cheie în acest fenomen, pentru că dacă nu mai stai un martor inactiv și nepăsător, atunci acest fenomen poate să se diminueze, pentru că agresorul are nevoie de audiență, are nevoie de acești martori. Dacă acești martori nu îi mai dau această atenție, el nu va mai face bullying. Este foarte simplu și dacă acești copii descarcă aplicația, învață că asta este bullying, asta e agresiune, asta se poate face, se poate rezolva așa, asta se poate rezolva așa, ei vor acționa, suntem absolut convinși că așa va fi și se vor apăra singuri în primă, adică vor putea să prevină. Asta este foarte, foarte important. În campania noastră pe care o facem de 5 ani de zile de prevenirea bullying-ului și de combaterea bullying-ului, pentru asta milităm cel mai mult, pe prevenire, pe a învăța cum să prevenim. În același timp, aplicația este dedicată și părinților și profesorilor. Informațiile sunt cu alt ton, cu alt gen de invitați și, practic, e o traducere a legislației. După cum bine știm, tot noi am inițiat acum niște ani legea de prevenire a bullying-ului, modificarea din legea educației, care e în vigoare din 2019, s-a făcut la Ministerul Educației împreună cu toți stakeholderii interesați de acest subiect. Vorbim aici de poliție, de ANP, de protecția copilului, pentru că toată lumea este implicată în protecția copilului în fenomenul de bullying. Deci la Ministerul Educației s-au făcut normele de prevenire a bullying-ului, care acum sunt în școli și toate cadrele didactice le au la îndemână. Urmează să se publice și ghidul de prevenire a bullying-ului, la care lucrăm tot așa de ceva vreme bună. Practic există instrumente. Această aplicație traduce aceste instrumente, pentru că oamenii, în general, știu că există acest fenomen. Asta am reușit, practic, în anii ăștia, să facem conștientizare. Acum știm ce înseamnă bullying-ul. Nu știu exact cum să acționeze, nu știu ce să facă, dar cum să aplice legea. Situațiile de bullying cu care elevii se confruntă cel mai des, care sunt? Sunt foarte variate. Din păcate, în pandemie, pentru că a fost online, a crescut, sau mă rog, s-a simțit mai acut cyberbullying-ul. Asta nu înseamnă că nu era și înainte și că nu o să fie în continuare, pentru că e acel cyberspace unde ai senzația că poți să faci orice și da, evident că este mult mai complicat să-l combați. Dar, în realitate,
Sunt niște feluri foarte variate de a simți pe pielea ta bullying-ul. Este un abuz emoțional care se repetă, este o luptă de putere, practic, între copii și, în realitate, ei au foarte mare nevoie de sprijinul adulților. Și sprijinul asta scrie și în aplicație, în toate felurile posibile, asta scrie și în lege. În realitate, contează enorm ca noi părinții, noi copii, noi profesorii, să fim atenți, să observăm la timp, să prevenim, să fim alături de ei, să conținem, practic, toate nevoile lor, să fim atenți la cei care sunt potențiale victime, pentru că există foarte clar, și în lege sunt scrise foarte care sunt acele tipuri de copii care sunt cumva mai predispuși să devină victime. E despre a preveni foarte mult și sper din suflet că această aplicație să ne ajute pe toți să-l prevenim. De la ce studii ați pornit? Am văzut recent și un studiu al organizației Salvați Copii. Jumătate dintre copii s-au confruntat cu situații de bullying la școală. Am văzut de-a lungul timpului foarte multe cifre. V-ați raportat la toate acestea? Ați mai strâns și altele? Când am început noi în 2017, ne-am raportat la studiul OMS-ului, care, din păcate, ne-a spus că România este pe locul 3 în materie de bullying. Cu siguranță lucrurile au mai evoluat între timp. Iată, din fericire, colegii de la Salvați Copii au făcut un studiu mai recent, e de curând lansat, în care confirmă că lucrurile sunt, nu știu dacă neapărat în creștere. Cred că, practic, noi toți am acționat în acești ani în care am pus în lege cuvântul bullying, pentru că nu era cuvântul bullying, după care am făcut campanii de conștientizare. Acum oamenii știu. Știu copiii, știu profesorii, știu părinții. Și cred că sunt mai mulți care acționează și care atenționează și care încearcă să primească ajutor. Și atunci apare că sunt mai mulți. Acum nu aș putea să zic. Totuși fenomenul, în ciuda... E în creștere, cu siguranță. Da, fenomenul nu scade. În ciuda avalanșei de informații pe care ONG-urile, asociațiile de părinți... Pentru că legea este de foarte curând. Este de foarte curând făcută. Vorbim de 2019, a venit pandemia, în 2020 s-au făcut normele. Este, știți cum, totul se combate pe bază legală și, practic, abia acum ea este implementabilă. Abia acum o să vină, sperăm, cât mai curând, ghidul de prevenire a bullying-ului este făcut. Este făcut tot de noi toți cei care am fost în acest grup de lucru. Este la final, la ok-uri finale și va fi curând, la îndemâna tuturor cadrelor didactice. În acest ghid ei au toate instrumentele să facă prevenirea asta. Până acum recunosc că s-a lucrat foarte mult pe conștientizare și e de bine că oamenii știu că e ceva neregulă. Dacă e ceva neregulă, acționează și nu mai ascundem sub covor, sub preș, cum se zice lucrurile. Dar părinții știu să reacționeze? Cred că și ei știu să reacționeze ceva mai bine și cu siguranță cu aplicația Educație fără bullying le va fi mult mai simplu, pentru că în aplicație primesc răspunsuri la toate întrebările. Este pur și simplu, ești întrebat, ce ești? Ești părinte, unde ești? La Timișoara. Dacă ești la Timișoara, aplicația te conectează direct la autoritățile din zonă. Și ce ți s-a întâmplat? Am văzut un copil care a făcut sau m-a auzit sau poți să fii în toate posturile astea. Și aplicația spune, te duce ușor ușor către cum se acționează. Cum să acționezi? În cazurile grave, că te duce către 112, pentru că este nevoie să acționezi. În cazurile mai puțin grave, te duce către 119, un alt număr care este foarte util copiilor, despre care încă noi toți jurnaliști sau ONG-iști facem foarte multă parte campanie de conștientizare, pentru că e un număr extrem de util copiilor și abia lansat, despre care e bine să vorbim ca să se cunoască. El este în aplicație și ajunge copilul direct acolo. Nu trebuie să mai analizeze la ce folosești și așa mai departe. Aplicația îi spune, ăsta e momentul în care sunt la 119. Deci e o traducere a legii care te duce de mână așa către ce ai de făcut. Și sunt convinsă că asta se va simți foarte tare. Mulțumim că o duceți mai departe ca informație. Atâta este. Foarte important să ajungă la oameni. Vă întrebam dacă părinții știu să reacționeze, pentru că tot studiile au arătat de-a lungul timpului că atunci când se confruntă cu situații de bullying,
Foarte puțin copii apelează la părinți pentru a le povesti, pentru a cere ajutor. Aici este despre cealaltă campanie pe care am făcut-o acum câțiva ani, tot noi, Asociația Părinților. Cred că știți de la televizor, de la radio, mesajul petrece cât mai mult timp copilul tău pentru o sănătate emoțională. Este despre cât de mult suntem atenți la copiii noștri, cât de mult suntem alături de ei, cât de mult îi înțelegem și inclusiv asta recomandă foarte tare aplicația. Recomandă, cred că la primele recomandări pentru părinți, asta este recomandarea de bază, este în lege, o zic psihologii, noi o zicem pe toate canalele posibile și imposibile de ani de zile. Un copil la care ești atent ca părinte va putea fi ajutat din timp. Și atenția asta presupune să-l întrebi în fiecare zi cum i-a fost la școală, dacă s-a înțeles bine cu prietenii, ce a făcut. Să vezi schimbările de comportament, să observi când el nu-ți mai împărtășește sau dacă îți împărtășește și dacă nu-ți împărtășește, de ce nu-ți împărtășește. Generațiile acestea noi au și tendința de a se descurca foarte mult singuri, ceea ce este și bine și... Un avantaj și un dezavantaj. Da, e fascinant cum s-au schimbat generațiile din punctul ăsta de vedere. Ei vin către noi și cer instrumente să-și rezolve singur problema, ceea ce wow față de anii trecuți când veneau, plângeau și voiau cineva să-i ajute. Acum ei sunt destul de capabili și vor să se dea, dar sunt copii și copiii au nevoie să fie alături de ei și părinții și profesorii. Este în egală măsură responsabilitatea amândurora. Bullying-ul este despre mulți jucători, din păcate sau din fericire. Din fericire, ei toți pot să-și dea mâna și asta recomandăm și sper că această aplicație să fie ca un fel de hub așa între toată lumea. Toată lumea să înțeleagă despre ce e vorba. Pentru că bune intenții, din ce am constatat noi în 5 ani de campanie, există. Există peste tot, toată lumea vrea cumva să rezolve problema. Și deschiderea din partea școlilor am întâlnit de fiecare dată. Dar este foarte... Sunt niște aspecte fine care dacă nu sunt bine înțelese, pot strica orice fel de inițiativă. Deci, încă o dată numele aplicației și de unde poate fi descărcată. Educație fără bullying și se găsește pe ambele, pe Google Play și pe App Store. Deci, practic, gratuit, oricine poate să o descarce, este anonimă. Asta e ceva foarte important. Este anonimă, dacă ți se întâmplă ceva, și acum vorbesc și cu copiii, și cu profesorii, și cu părinții, intră în aplicație, vezi care sunt pașii și acționează.